Astăzi vom vorbi despre o problemă reală care poate afecta pe oricine, traficul de persoane. Pentru a prezenta cât mai bine acest subiect, ne-am documentat folosind materiale ale Agenției Naționale împotriva traficului de persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Vă prezint structura acestui videoclip ca să puteți da skip direct la partea care vă interesează. În continuare vom prezenta definiția traficului de persoane, câteva date generale, etapele acestui proces, care este profilul traficantului de persoane și vom studia o analiză succindă privind victimele din România din anul 2019 și vom încheia evident cu ce lucruri poți face pentru a descoperi și evita o astfel de activitate. Definiția traficul de persoane reprezintă recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane persoane care deține controlul asupra alteia în vederea exploatării. Traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului și o atingere adusă demnității și integrității ființei umane, o amenințare asupra securității individului și a valorilor sociale și morale. Traficul de persoane ca termen infracțional și social rămâne în continuare o realitate ce necesită un efort susținut și continuu din partea organelor internaționale a fiecărui stat în parte, dar și a întregii societăți. Conștientizarea efectelor negative, a impactului distrugător pe care îl are acest flagel împotriva copiilor, tinerilor, femeilor, persoanelor cu dizabilități și asupra altor categorii sociale vulnerabile devine o cerință fundamentală a demersului instituțional în statul de drept modern. Cererea de servicii este cauza majoră a intrării victimelor în situații de trafic și exploatare cererea pentru serviciile oferite de către victimele traficului de persoane este motorul care acționează întreg angrenajul de elemente ce fac posibilă recrutarea și exploatarea victimelor într-un context în care multe persoane vulnerabile s-au îndreptat către capcanele victimizării prin trafic și exploatare, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă. Etapele traficului, recrutarea, Modalitățile de recrutare diferă în funcție de specificul comunității și mai ales de profilul psihologic al victimei, traficanții adaptându-se de la caz la caz, erijându-se în binevoitor sau salvatori ai victimei, oameni de afaceri sau iubiți. Victimele în cele mai multe cazuri sunt recrutate de către persoane cunoscute sau care fac parte din cercul de cunoștințe sau chiar membrii ai familiei, fiind abordate cu oferte pentru nevoi specifice, în special de muncă în străinătate. Această reacție este una normală din punct de vedere sociologic, indivizii evaluând în mod subiectiv o legitimitate a celor prezentate printr-un transfer al încrederii în funcție de natura relațiilor interpersonale existente între interlocutori. Promisiunile cu locuri de muncă în străinătate sau chiar în țară sunt în continuare pretexte și forme de abordare a viitoarelor victime, principalele metode de recrutare promisiunea unei slujbe onorabile și bine plătite în țări din occident. Anunțuri în ziare sau pe internet privind oferte de locuri de muncă în străinătate. Anunțuri ale agențiilor matrimoniale, metoda loverboy. Transportarea constă în acțiunea unei persoane numite transportator de a deplasa victima dintr-un loc în altul cu sau fără ajutorul unui mijloc de transport. De obicei, transportul are loc la scurt timp după recrutare, astfel încât victima să nu aibă timp să se răzgândească. Trecerea frontierei se poate face în mod legal, dar și ilegal. Se folosesc agenții de transport internațional sau autoturisme închiriate. Victima trece granița singură sau în grup însoțită de recrutor. Transferarea constă în acțiunea unei persoane de a dispune și realiza schimbarea locului de cazare sau în care se află ascunsă ori este exploatată o persoană. Operațiunea de transmitere a victimei de la un traficant la altul poate fi înfăptuită la diferite etape ale traficului. De exemplu, după încheierea etapei de recrutare, cel care a racolat victima o transferă însoțitorului, care ulterior o va transmite patronului. Adăpostirea este acțiunea unei persoane de a asigura adăpost găzduirea altei persoane, de a primi pe cineva într-o locuință sau într-un amplasament, având această destinație pe o perioadă de timp, în vederea exploatării sau înlesnirii exploatării acesteia. Primirea presupune acțiunea de a întâmpina pe cineva, a accepta temporar o persoană într-o locuință ce poate aparține sau nu făptuitorului. Exploatarea cel mai adesea, formele de exploatare ale victimelor traficului de persoane sunt exploatare sexuală, obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală, exploatarea prin muncă, supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat, obligarea la comiterea de furturi, ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire obligare la practicarea cerșetoriei, prelevarea ilegală de organe, țesuturi sau celule de origine umană, până în prezent nu au fost înregistrate cazuri de trafic de persoane în vederea acestui tip de exploatare. Profilul traficantului de persoane. În majoritatea cazurilor, recrutarea se realizează printr-un contact direct prin cunoscuți sau rude ale victimelor traficanții în unele situații afișează atitudinea omului de afaceri, tratând activitățile infracționale de recrutare, transport, transferare, cazare, găzduire sau primirea victimelor în scopul exploatării ca și activități în cadrul unei afaceri legale, urmărind cererea, oferta și posibilitățile cele mai bune de câștiguri bănești. În alte cazuri se afișează ca iubitul perfect, ce oferă în special tinerelor mici atenții pentru câștigarea încrederii viitoarelor victime. Principala motivație a traficanților este în principal financiară. Dorința obținerii unor câștiguri mari într-un timp foarte scurt, secundată de nevoia de a fi apreciat sau de a avea un statut în comunitate ori în grupul de prieteni, majoritatea se încadrează în următoarele. Media de vârstă se situează în intervalul 23-40 de ani. Aspect fizic îngrijit, educație de nivel mediu, istoric de abuz în familie, inteligență emoțională. Fac parte dintr-o rețea de traficanți, manifestă comportament violent, este foarte bine organizat. Anul 2019 a cunoscut o creștere a numărului de victime detectate și înregistrate cu 28,8%, de la 497 de victime identificate în 2018 la 698. Persoanele de cetățenie română sunt majoritare, dar intervine un element de neutate în ceea ce privește cetățenia astfel că au fost identificate și 12 victime cetățeni străini, 10 dintre aceștia fiind minori. Traficul în scopul exploatării sexuale are o pondere de aproximativ 74,2% din total, ceea ce explică și creșterea numărului de victime de gen feminin, aceasta reprezentând 83%, adică 581% din cifra totală. Cu toate că datele din 2019 sunt vizibil mai crescute decât cele din anul 2018, valoarea medie pentru intervalul 2015-2019 s-a situat la 698 de victime identificate, cifrele oscilând în intervalul de referință amintit. Gen și vârstă. La acest item se constată valori apropiate între minorii și majorii de gen feminin, dar numărul minorilor de acest gen a crescut cu 36,8% față de anul 2018, în timp ce la genul masculin valorile sunt în scădere raportat la anul 2018 educație și alți indicatori sociodemografici. Ca și în anii precedenți, din perspectiva educației, 68% din victimele traficului de persoane au cel mult studii gimnaziale finalizate. Zone și județe de proveniență. Principalele județe de proveniență respectă tendința anilor anteriori, dar în anumite zone numărul victimelor s-a dublat. De exemplu, în județul Dolj, Iași sau Brăila. Pentru județe precum Iași, Botoșan și Mureș se constată o creștere a indicatorilor în timp ce, la polul opus, se află județe precum Vrancea, Vâlcea, Călăraș, unde numărul de victime care provin din aceste județe a scăzut comparativ cu anul 2018. Recrutare și relația cu recrutorul Relația cu recrutorul se bazează în continuare pe existența încrederii victimelor în cunoștințe și prieteni, 45,5% din cazuri, însă îngrijorătoare este creșterea în raport cu anul 2018 a încrederii în persoanele necunoscute, 29%. Exploatare. La fel ca și în anii anteriori, principala formă de exploatare rămâne exploatarea sexuală. Alături de aceasta, exploatarea prin muncă și exploatarea în scopul practicării cerșetoriei reprezintă alte elemente care întregesc spectrul modului de exploatare. Destinație. În anul 2019, traficul intern se situează la o cotă de 55% din totalul victimelor identificate, ponderea acestuia fiind în creștere față de anul anterior. În ceea ce privește traficul extern, preponderența o are spațiul Uniunii Europene. Se constată o schimbare a ierarhiei în cazul Germaniei, care devansează Marea Britanie. Analiza datelor privind traficul de persoane în anul 2019 ne arată pe de o parte persistența tiparului comun al fenomenului și al profilului victimelor majoritare de gen feminin, educație precară, încredere ridicată față de persoanele care le racolează, pe de altă parte concordanța cu fenomenele lumii contemporane, Brexitul, polarizarea traficului în general în regiunile sărace ale țării. Din perspectiva valorilor indicatorilor analizați în comparație cu intervalul 2015-2019, numărul victimelor identificate în anul 2019 este în media acestui interval de 698, dar cu o tendință de creștere în raport cu anul 2018. Datele arată însă și inversări ale trendului în sensul că în anul 2019 fenomenul traficului de persoane a crescut în mediul urban față de mediul rural, care era spațiul tradițional al recrutării victimelor. Inclusiv ierarhia județului de proveniență a cunoscut oscilații semnificative în anul 2019 în raport cu 2018, județele Iași, Botoșan și Capitala avansând în primele poziții. Hai să trecem prin câteva sfaturi pentru evitarea pericolului. Anunță cu cine, unde și cum pleci din țară. Stabilește o parolă pe care o vei folosi în convorbirile cu părinții sau prietenii dacă ai probleme. Ține cu tine o variantă secretă de comunicare în cazul în care ești deposedat de telefon. Află și notează coordonatele de contact, telefon, e-mail, conturi de socializare ale ambasadei României sau consulatului român, poliției și alte numere de urgență din țara respectivă. Contactează ambasada țării în care urmezi să pleci pentru a verifica dacă îndeplinești condițiile pentru a lucra sau studia în respectiva țară. Nu da nimănui actele tale de identitate, cu excepția polițiștilor sau jandarmilor. Nu da nimănui telefonul. Fă mai multe copii ale tuturor actelor necesare călătoriei și păstrează-le în diferite locuri, inclusiv unei persoane de încredere. Fii precaut în ceea ce privește promisiunile verbale, indiferent de argumentele folosite, interesează-te și din alte surse dacă promisiunile făcute de o persoană privind capacitatea sa de a oferi un loc de muncă sunt realizabile. Fi reticent în legătură cu orice angajament privind procurarea documentelor de călătorie de către o altă persoană. Refuză orice angajament care ar putea duce la șantajarea sau manipularea ta, plata unor servicii, a transportului, încălcarea unor legi precum plecarea cu acte false, compromisuri și așa mai departe. Atenție, pașaportul sau alte documente privind identitatea pot fi reținute doar de oficialitățile de la frontieră, poliție și jandarmerie, nicio altă persoană nu are dreptul să le rețină. Ce să faci dacă ți s-a propus o ofertă de muncă în străinătate? Verifică legalitatea firmei de intermediere a forței de muncă. Poți lucra legal în străinătate numai dacă ai o viză de lucru pe care o poți obține doar de la direcția consulară a ambasadei țării de destinație, numai după un interviu cu reprezentantul acestei direcții. Viza de lucru se deschide în baza unui contract de muncă sau a unei invitații oficiale din partea angajatorului. Durata perfectării este de cel puțin câteva zile și poate ajunge la câteva săptămâni. Contractul de muncă trebuie întocmit în cel puțin două exemplare și scris într-o limbă pe care o cunoști foarte bine. Înainte de a semna contractul de muncă pentru siguranță și dacă este posibil, consultă un jurist. Nu semna niciodată un document fără a-i cunoaște conținutul. Verifică dacă la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se găsește înregistrat contractul de muncă semnat de tine. Angajatorul din afara României sau firma intermediară de obicei nu acoperă cheltuielile pentru obținerea pașaportului, vizei sau cheltuielile de transport, deci nu accepta aranjamente în contul firmei de intermediere. Viza turistică, de studii sau alt tip de viză nu îți dă dreptul să muncești legal. Angajarea care are la bază o astfel de viză este ilegală și poți fi amendat, arestat sau deportat. În acest caz, angajatorul te poate manipula impunându-ți să faci tot ceea ce își dorește. Află programul de lucru și salariul real. Interesează-te care este salariul mediu în țara în care ți se propune să lucrezi, verifică dacă salariul propus îți va permite să acoperi cheltuielile pe care le vei avea în țara respectivă, cazare, mâncare și așa mai departe. Evită semnarea unui contract cu specificații evazive de genul și alte tipuri de activități sau toate activitățile la cererea angajatorului. Învață limba țării sau câteva cuvinte uzuale în limba țării de destinație pentru a putea cere ajutor în cazul în care ai nevoie. Atât pentru astăzi. A fost un videoclip lung, dar sper că educativ, având în vedere că începând cu 15 mai se așteaptă ca foarte multe persoane să plece la muncă în străinătate și numărul victimelor este posibil să crească. Dacă cunoști pe cineva care va pleca din țară să muncească, trimite-i acest clip. Multe alte informații și sfaturi preventive puteți găsi pe site-ul ANITP, vă las un link în descriere. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!